constată că Consiliul Local Corsănești este întrunit, astfel că declar deschisă ședința publică de astăzi. Pentru început o să dăm, o să supunem la vot procesul verbal de la ședințele anterioare și o să supunem la vot. Cine este pentru procesele verbale care au fost la ședințele anterioare? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? În continuare o să trecem la citirea proiectului ordinei de zi, astfel că rog pe domnul primar să dea citire proiectului ordinei de zi. Către toate doamne și, toți domnii consilieri. În conformitate cu dispoziția articolul 39 alineatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunteți invitați să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 1 aprilie 2017, orele 14, la sediul primăriei Comunei Bârsănești în sala de Consiliu. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2017 și închiderea exercițiului financiar pentru anul 2016, inițiator domnul Botez Dăpăcelu, primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și disponibilizarea sumei necesare din exercițiul bugetar în anul 2016 pentru obiectivul de investiții grup sanitar și extindere de două sede de clasă, școală gimnazială Sat Brătești, Comuna Bârsănești, inițiator domnul Botez Dăpăcelu, primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, inițiator domnul Botez Dăpăcelu, primarul Comunei. Vă mulțumesc, domnul primar. În continuare o să supunem la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că proiectul ordinei de zi a fost votat în unanimitate, astfel că trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Îi dăm cuvântul domnului primar, domnul Gelu Botezatu, pentru a ne prezenta primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2017 și încheierea exercițiului financiar pentru anul 2016. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere prevederile legii 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și a legii numărul 273 pe anul 2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În urma adresei primite de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, sub numărul 3825 și din 28.12.2015, punctul 2, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, sub numărul 3849 din 31.12.2015, Consiliul Județean Bacău, numărul 1130 din 27.01.2016, Consiliul Județean Bacău, numărul 4929 din 27.03.2019, văzând nota de fundamentare a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, înregistrată sub numărul 1415 din 28.03.2017, a domnului primar Botez Dăpăcelu, raportul compartimentului de specialitate financiar contabil, întocmit de domnul Gabriel Ion, înregistrat sub numărul de 1326 din 23.03.2016, precum și rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate la nivelul Consiliului Local. În temeiul dispozițiilor articolul 36, aliniatul 1, 2, litera A și B, aliniatul 4, litera A, precum și articolul 45 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată, modificată și completată. Propune. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2017, după cum urmează. La partea de venituri, denumiri indicatori. Deci este înaintea materialul, cred că l-ați observat fiecare. În continuare, o să dau cuvântul, conform articolului 34 aliniatul 1, teza 3, președintelui Comisiei Buget Finanțe, dacă dorește să-și exprimă opinii cu privire la buget. Dacă dorește să... Dar nu dezbaterea, asta este să vă exprimați o opinie. Atâta timp cât am citit și noi mai avut o întâlnire, cred că nu avem nimic de obiectat. Da.
Bun, mulțumesc. Deci, din partea Comisiei, bugetul trece. Bine, vă mulțumesc, doamna președinte. O să dăm cuvântul și compartimentului de specialitate, respectiv domnului contabil Gabrieliu Nelu, dacă dorește să te exprimi și dumneavoastră în punct de vedere. Dacă doriți. Eu vă dau cuvântul. Ce să realizezi bugetul, trebuie să faci un cheltuie. Asta ar fi esențial. Da. Vă mulțumesc, domnul contabil. În continuare vom trece la dezbateri. Cine se înscrie la cuvânt? Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Da, se constată că nu dorește nimeni să înscrie la cuvânt, astfel că o să supunem la vot proiectul de pe punctul, de la punctul 1 ordine de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se constată că proiectul 1 de pe ordinea de zi a fost votat în unanimitate. Vom trece în continuare la punctul 2 ordine de zi și îl rog pe domnul primar să dea citire, să reprezinte proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și disponibilizarea sumei necesare prin exercițiul bugetar al anului 2016 pentru obiectivul de investiții grup sanitar și extindere două sele de clasă, școala gimnazială SAS Brătești, comuna Bârsănești, primarul comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere raportul domnului Gabrieliu Daniel, viceprimarul comunei, înregistrat sub numărul 1385 din 27.03.2017, pentru aprobarea devizului general actualizat și disponibilizarea sumei necesare în exercițiul bugetar al anului 2000, în anul 2017 pentru obiectivul de investiții, grup sanitar și extindere două sele de clasă, școală gimnazială SAS Brătești, comuna Bârsănești. Legea numărul 273 pe 2006, din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Vă rog un pic, domn primar, dacă se poate. Treceți de regulă, propune pe articole că da. Oricum materialul a ajuns și la fost. Se aprobă devizul general actualizat la data de 10.02.2017 cu noua cotă de TVA de 19% conform articolul 291 alineatul 1 litera B din legea numărul 227 pe 2015 privind codul fiscal, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții grup sanitar și extindere două sele de clasă, școală gimnazială SAT Brădești, comuna Bârsănești, după cum urmează. Total general al investiției 658.584 lei, din care 548.968 lei. Ce puse? Articolul 2. Se aprobă disponibilizarea sumei de 659.000 lei din excedentul bugetar al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pe anul 2016 pentru realizarea obiectivului de investiție grup sanitar și extindere două sări de clasă, școală gimnazială, SAT Bârsănești, Comuna Bârsănești, SAT Brătești, Comuna Bârsănești. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului de Bacău, conducerii școlii gimnaziale numărul 1 cu clasele 1-8 Bârsănești, al primarului comunei și vor fi aduse la conștiință publică în condițiile legii prin grija secretarului comunei. Vă mulțumesc, domnul primar. Vom trece la dezbate. Cine să scrie la cuvânt pe mașina acestui proiect? Haideți să cuvântăm o cuvinte să dau expunerea de motive. Da, deci, știți că la sfârșitul fiecărui an, când se încheie exercițiul bugetar, chiar dacă din acum un an am scos din excedent partea de bani să plătim, s-a făcut o lucrare foarte mică sau nu știu dacă s-a achitat o factură, acum nu s-a achitat nicio factură, banii la sfârșitul anului s-au dus înapoi, în excedent. Ei, noi prin hotărârea asta și în baza devizului actualizat cu 19%, trebuie să scoatem iar banii din excedent, să-i avem la dispoziție pentru continuarea lucrărilor. Da. Mulțumesc, domnul viceprimar. Trecem la dezbateri. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Oanei, ați solicitat? Da. Deci domnul Oanei Felix este primul care se înscrie. Cine mai dorește? Domnul Oanei din partea Comisiei. Din partea Comisiei Buget Finanțe. Da. Mai dorește cineva din alte comisii? Nu. Aveți cuvântul, domnul Oanei.
Când s-a aprobat acest grup sanitar de extindere și două săli de clasă, eu nu eram aici, nici nu am la cunoștință valoarea acestui program. Dar de câteva de eu aici, și am citit în raportul domnului vice, valoarea lui de 6 miliarde și jumate, pe 659 de mii de lei, nu? Da, da. Ei spuneți multe de lume. Din raportul privind execuția bugetară de acum, din excedentul de acum, de 732 de mii de lei. Deci ar însemna că din excedentul de buget de acum an mai rămâne ceva de 73 de mii de lei, atât. Păi, dumneavoastră mi-ați spus aici că este necesară disponibilizarea sumei de 659 de mii lei din excedentul bugetar 2016, nu? Bun. În excedentul bugetar, la închiderea excedentului bugetar pe 2016, la partea de venituri în sumă de 7, așa, cu un excedent în sumă de 732 de mii de lei. Deci să înțeleg de aici că în bani vechi, sălile de clasă costă 6 miliarde jumate. Cât e excedentul? Excedentul cu report. Nu, dar eu mă refer pe 2016. A descărnat. Da, dar la 2016 a rămas în 2016. Păi da, eu nu asta mă refer pentru disponibilizarea sumei de așa. Bine, excedentul în 2016. Păi da, din excedent. Vreau să înțeleg dacă cei 659 de lei este valoarea lucrării de acolo. Dar eu am spus mai înainte. Deci în momentul când anul s-a încheiat și banii nu s-au cheltuit, banii s-au dus înapoi. Bun, asta am înțeles. Și acum am tras din excedentul, adică nu anul de tot excedentul, am tras cu 658 de 658 cu 584. Problema este, asta e valoarea lucrării? Da, da. Păi bine și... 6 miliarde, 600 de. Doamne, dar când ați aprobat indicatorii tehnico-economici la proiectul de la școala Brătești, da, eu fost. Încă era mai mare, acum ați văzut TVA-ul cu 1%. Dar și grup sanitar. Grup sanitar, acoperire și extindere, tot. Făcut din suprafață de vreo 100 de metri pătrați. Amenajare exterioare. Cum? Amenajare exterioare. Din excedentul bugetar 2016 pe varul din toate 7 sute 30 de milioane de lei vechi, atât din excedentul de 2016, că dacă scadem valoarea acestei lucrări pe column din bugetul din excedent, da, 700 ceva de mii de raportul de buget. Așa l-aș primi să... Da, eu am înțeles ce a spus dumneavoastră, deci noi nu ne înțelegem greșit, că aici e un raport scris destul de clar, cu un excedent pe 2016, în sumă de 732.000 de lei noi. Noi din 732.000 de lei noi, acum luăm suma de 659 și mai rămâne. Să-i punem 1% la care se duce TVA-ul. Nu e asta problema. Nu e asta. Cât mai rămâi. Cât mai rămâi. Și să înțeleagă lumea că mai rămâne doar 73.000 de lei noi. Atât. Din excedentul de acum un an. Rămân față de un an, da? Păi rămân în fundul de lumea, în continuare. Și asta trebuie să înțeleagă lumea. Că ăsta sunt bani. Da, 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 problema, dar banii ăia sunt, excedentul este, nu mai e 73. Datorită faptului că la sfârșitul anului ăia 73, s-au pus în excedent, acum am spus numai cât de idealismul. I-am spus, că de fapt nu i-am spus, îi planificăm. Da, nu ia, că nu-și poate îndeacolo. În momentul când vine factura, am acceptat factura. Haideți să vorbim pe rând, vă rog. Acum vorbim, atât. Da, alte dezbateri dacă mai sunt. Ai dorit și cineva să mai... Da. Doamna Gomar, doriți? Care este termenul de terminare a lucrării? Nu. Poftim? Nu știu, cred că în vară sau în toamnă. Au fost pe 2 ani. Eu zic că... Contract. Până când... Da, eu zic să mișcă bine, eu zic până începe școala să termine. Nu, adică asta era esența întrebării, dacă se termine până începutul școlii. Da, să termine. Dar deja ei au venit, dirigentele de șantier, și au dat dispoziție să toarnă placa sus.
De acum acoperișul și începe finisare. Asta ce a fost mai greu s-a făcut. Clar aici. Alte dezbateri, alte propuneri, dacă mai sunt. Dacă nu, declar dezbaterile încheiate la acest punct și vă să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că acest proiect a fost votat în unanimitate și în continuare o să trecem la proiect, la punctul 3, ordine de zi. Îl rugăm pe domnul primar să dea citire acestui proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești, județul Bacău, pe anul 2017. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate al doamnei Chirulă Romeara, înregistrat sub numărul 1301 din 23.03.2017, privind contul de domnul primar, deci la fel, treceți direct la propunere, se așeză programul anual de al achizițiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Bârsănești, județul Bacău, conform anexei 1, parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31.12.2016. Articolul 4. Se împuternice... 17. Facem o modificare 2017. Așa. Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunei Bârsănești să numească comisie de evaluare a operațiilor pentru fiecare achiziție publică în PAMU. Articolul 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către autoritatea executivă a comunii. Vă rog să prezentați programul anual al investițiilor, dacă se poate, și eventual, știu, care sunt mai noi. Furnizare de produse, accesorii de birou, consumabile pentru imprimante și copiatoare, combustibile, accesorii birou, 10.000 de lei, consumabile imprimante și copiatoare, 10.000 de lei, combustibil lemn, așa, 35.000 de lei, carburant și lubrifiant, 30.000 de lei, achiziție tablă cupru, 100.000 de lei. Pentru mănăstirea Maicilor Caraclou, deci 100.000 de lei. Așa. Achiziția autorului 120.000. Prestări servicii, pachet informatic, contabilitate, taxe și impozite, salarii, 14.500. Asistență tehnică, întreținere echipamente, sediul primăriei, Comuna Bârsănești, 13.500. Taxa anuală, ADIS și ADIN, 3.500. Servicii de consultanță, accesoare, fonduri, cămin cultural, 125.000. Expertiză tehnică, școala Gurabăi, 15.000 de lei. Proiectare, școala Gurabăi, schimbare, funcție, cămin cultural, Comuna Bârsănești, 128.000 de lei. Proiectare, modernizare, drum DC 154, Bârsănești, A, 4,5 km, 95.000 de lei. Proiectare, amenajare, platforme de gunoi, Comuna Bârsănești, 68.000 de lei. Servicii și măsurători cadastrale întocmite de carte funciară pentru bunurile din domeniul public și privat al Comunei Bârsănești, 65.000 de lei. Studiu de vizibilitate drum DC 153 Caraclou, Comuna Bârsănești, 30.000 de lei. Proiecte de schimbare destinației Grădinița Caraclou, Centru de Recreere și Activități Culturale, 70.000 de lei. Proiecte de proiectare monetare, camere supraveghere pe teritoriul Comunei Bârsănești, 50.000 de lei. Proiectare și pregătire de proiecte și estimarea a costurilor pentru modernizare drumuri locale, sat Caraclou, sat Albele, DC 154, Comuna Bârsănești, 39.000 de lei. Reactualizare cu Comuna Bârsănești, întreținere iluminat public, 15.000 de lei. Lucrări, modernizare drumuri locale de C158 Brătești, 2.242.000. Modernizare rețea drumuri locale Comuna Bârsănești, județul Bacău, 5.967.121. Construire, amenajare, platforme gunoi Comuna Bârsănești, județul Bacău, 310.000 de lei. Lucrări de amenajare teren de sport, amenajarea acestei școală gimnazială numărul 1 Bârsănești, 181.000 de lei. Construire cămin cultural Bârsănești, 2.141.046 de lei. Construire parcă de joacă satele Comunei Bârsănești, 130.000 de lei. Grup sanitar de extindere, 2 săli de clasă, școală gimnazială, sat Brătești, Comuna Bârsănești, 430.000 de lei. Mulțumesc, domnule primar.
Vom trece în continuare la dezbateri. Cine se înscrie la cuvânt pe marginea acestui proiect? Dorește cineva să înscrie? Acolo la spuneți, domnul Georgescu, stați să întrebăm. Numai puțin, să întrebăm dacă mai vrea cineva. Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Dacă doriți să vă ascultăm, vă rog să vă înscrie. Domnul Ana, și dumneavoastră, mai vrea cineva? Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Bun, dăm cuvântul domnului consilier Georgescu, aveți cuvântul. Ați prins cu stadionul ăla de acolo, să nu rog să zic. Și am încălzit până la urmă, pleacă. Alea fiind pe obiecte de inventar, se fac la propriul material, de nu trebuie să prindem în altă parte. Stadionul de acolo, da, e linii. Da, da. Mai neaută în buget, în, la cheltuiel material, deci cheltuiel de funcționare și astea. Acolo avem un mare, în care putem face tot ce înseamnă, adică ce înseamnă inventar. Că e verificată iar acolo, ficatul, lucrul, apetel, filii, că plasele e cam cară lumea acasă. O să, dacă dăm Dumnezeu și o să mă dăm pe anul de la videre. Nu, să punem și acolo casă. Deci o să fie una dintre secții care bate pe drum, nu știu dacă o să ajungă până la stadion, dar să vedem, poate, acum punem, să vedem cum ne ajung banii, punem unde este strict necesar și ușor, ușor o să mai completăm. Da, mulțumesc, domnul consilier. Domnul Oare, aveți cuvântul. Poteți. N-am nimic împotriva, am văzut, mi-a sărit în ochi acum, am văzut-o. Am aprobat mai înainte proiectul ăla cu extindere sau de clasă 6. Da, da. L-am aprobat cu 6 celălalt din nu putem să aprobăm acum în plan de achiziții, doar 430. Probabil că e numai... Eu nu scoatem diferent. Deci noi am aprobat o lucrare... Noi am aprobat acolo lucrare de 6 celălalt din de mii de lei noi, nu? Și aici, în planul de investiții, scrie că-s doar fasă 30. De unde scoate diferența și cum o justificați? De ce se întâmplă? Acum ăsta, proiectul ăsta scoate modificat oricum. Dar de ce nu ai făcut de dată peste două proiecte în același timp? De ce în același timp, acum? Deci nu e o capă de țară, l-am aprobat. Proiectul ăsta cu programul de investiții. Ăsta, dacă apare ceva pe bani, dar eu zic să modificăm chiar acum. Eu zic să modificăm, dacă tot n-am văzut. Pentru că s-a aprobat... Nu-i la redactare, pentru că bănuiesc că se schimbă ceva pe acolo. Da, eu mă gândesc că atâta timp cât avem toate aceste investiții de la Comunii, probabil trebuie să trecute, în afara proiectului de hotărâri, trebuie să trecut și planul de investiții, mă gândesc. Chiar dacă apare, cred că o înregistrare paralelă, probabil trebuie trecute și mai... Al doilea punct. Nu, se contrazice după aia, deci tu aprobi lucrarea, că s-a făcut ceva de zile, că s-a făcut în planul de investiții. Dacă de asta, dacă observați în planul ăsta de investiții, se repetă lucrările. De aici la discuții, dar lucrurile, înțelegi? Și modificăm acum, n-are rost. Aici, dacă vă uitați, o serie sunt estimative. De exemplu, la camere, noi nu avem niciun contract, nu avem nimic. Noi ne-am mutat un pic pe internet, vă ia să vedem cam cât ar ajunge montatul unde am modificat. Eu sunt de acord. Sunt de acord. Valoarea estimată acum. Da, acum da. Iar e diferența foarte mare. Sunt 20 de mii de lei, nu-i din 10 lei. Și două proiecte care sunt aprobate în același timp. Deci nu nici ne-am mai ajuns. Da, da, da. Adică chiar dacă se scăpa, chiar nu eram atent niciun. Cam asta se referă. De asemenea, și în proiecte, și în proiectul de buget. Deci sunt estimări și... Vedem dacă încasăm, să vedem dacă putem. Am înțeles, dar acum deci, e la... Greșeală de redactare. Și mai trebuie verifica modalitatea de derulare a procedurii, la online și offline. Acolo sunt multe care se vede din redactare că au fost greșit. Da, da. Eu zic că nu mai comentăm pe asta, că o să treceți din... Nu mai trecem aici, că se modifică, nu? Da, 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 a trecut. Da, aici s-a modificat. Mai dorește cineva să... Domnul Băiatu, poți să aveți cuvântul. La platformele de gunoi. Asta nu se referă la... amenajarea de platformă betonată, în pe care se pună așa pentru colectare selectivă. Pe cele... și cât... cât e o mai rămas? 25 de puncte pe tot? Sau s-au mai modificat, era pe tot... Cred că la ultima hotărâre din 2015 sau 2014, atâta oricum nu mai am, iar cum să mă uit. Așa, și... astea
Deocamdată nu demarat, pe... Nu i-am venit niciun răspuns. Chiar azi am stat la și vorbeam și cu mari. Ei au spus 30 de zile, dar am să vedea în guvern, am înțeles că avea săptămâna aia la altă de la fi. Așteptăm. Dacă au zis 30 de zile, am depus-o undeva pe... Deci termenul era pe 17, ultimul termen. Da. Înseamnă că am pe 17 aprilie, după 17 aprilie. În containerile toate la... Continuul de ce am timp? Da, 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 noi numai țapuri. Noi facem amenajări. Să vedem ce prindem anul ăsta. Deci am primit promisiuni din partea domnului primar și domnul principiu să continuă la Clodosul, la Brătești și la Caraclău, așa ne s-a spus. Și anul ăsta o să luăm tot 250 de lei sau cât de câte bani am observat, cât am observat. Da, toate da, foarte bune. E ziua în din câte am observat în proiectul din buget, undeva pe la trimestrul 4 se realizează. Până trimestrul 4 sau mai multe luni. Deci așa se împărțit ele pe trimestri. Dar acum depinde de furnizor. Furnizorul poate să spună, mă, mie mi-a chit 30% acum și 70% în decembrie. Aici depinde și contractul cum va fi încheiat. Putem să facem contract multianual și... Sau multianual, dar cred că eu zic că n-ar trebui să ne complicăm de pe un an pe altul. Nu, e mai bine să fie dator, deci mai repede decât să... Da. Dacă mai deci doriți... tot de 1 milion de euro. Am înțeles. Da. Dacă mai dorește cineva să înscrie la cuvânt, să mai o opinie, atunci declar dezbaterea încheiată și pe acest punct. Stați puțin. Păi declar dezbaterea încheiată pe acest punct al ordinii de zi. Acum vom supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se constată că punctul 3 al proiectului ordinei de zi a fost votat în unanimitate. În continuare o să trecem la punctul diverse și o să procedez cum a fost și la ședința anterioară. O să trec la fiecare consilier să-și exprime opiniile cu privire sau să facă propuneri pe marginea acestui punct. La diverse. O să începem cu domnul Blănaru. Mă rog, aveți cuvântul domnul Blănaru la punctul diverse. Da. Problema de la noi este drumul ăla spre Onești, care toată lumea ne înjură că nu suntem în stare să facem nimic. Degeaba le explic la oameni că nu e a nostru, e a Oneștiului. Noi facem sacrificiu, luăm balastul din coda Caracolului și punem acolo. Oamenii din sat trebuie să știe că balastul care se pune pe acel drum ar trebui să-l aducă Onești. Dar noi luăm din tot ce ar trebui să punem pe drumurile, până la mănăstire, în sus, până la ceape, pe toate drumurile astea neasfaltate și punem acolo. Dacă putem să mai insistăm cumva la Onești, să mai luăm încă o dată legătura cu ei sau să facem o comisie, să mergem la ei și din consilier și din astea, hai să încercăm să... Poate în ultima clipă să-i întoarcem un pic. Ei s-au apucat de lucrarea la Zlobozia, acolo lucrează. Da. Eu știu, poate da. Reușim ceva. Da. Mulțumesc, domnul Blănaru. Domnul, doamna consilier Stan. La noi acolo, de la capăt, de la mine, la Vale, s-a dus să toamnă o mașină sau două de bolovan cu pământ. Nu s-ar putea împinge acum să... Da, da. Cum a făcut treaba? Este un pic foarte greu, da. Că nu le lipsește un om, știți că a avut accident în Stan. Acolo îl întindem pe hăisul și pe burul și pe tractor. În momentele când trebuie pe amândouă, mă rog pe bolul, asta e situația. O să încercăm să rezolvăm. Da. Acolo ați văzut, am deschis alea cu drumul de deal, că în cap, cred că săptămâna aia altă se pune și ultimul tub aici, la intrare în sat. Și da, atunci să blocheze traficul o zi. Da, două le-a pus. N-a fost o problemă prea mare, că s-a circulat pe portezul ăla. Când o să se pună al treilea, chiar din Coa de Fântână sau lângă Fântână, acolo numai, da, lângă Fântână, acolo o zi se va bloca circulația. Și am deschis drumurile pe deal, și pe o parte, și pe alta. Ăsta de aici, de pe dealul mare, e mai rău. Merge și pe acolo, dar la altă parte, la altă este bun. Da, o să încercăm, sperăm, săptămâna aia, la altă, să o rezolvăm. Da, mulțumesc. Doamna consilier Căman. Tot în legătură cu drumul de la aici, de vorbit,
cu primăria de la Onești, pentru că s-a putut rezolva drumul ăla către Găleani, Târgu Ocna, poate încearcă și domnul Gnatiu, mai ales că e și primar PSD. Haideți să facem o comisie, exact cum a spus Neagheță. Eu am avut discuții cu el, mai multe discuții. Ultima discuție a fost înainte de alegerile din decembrie. Nu, dar asta să aveți în vedere și vă va cu iluminatul. Să treceți la ora de vară, pentru că becurile sunt aprinse mai mult în timp de zile. Ce se întâmplă? La Caraclău și la Apele s-a montat fotocelul. Deci nu mai depinde de ceasul. Urmează și restul să se pună fotocelurile și atunci nu mai întreabă cu reglatul ceasului. Păi că s-a luat mai întreabă, nu mai întreabă. Am mai rămas Bârsănești, tu și Brătești pe ceasul. Dar ușor, ușor o să le schimbăm și pe aia. Da. Mulțumesc. Domnul consilier Ani, aveți cuvântul pe diverse. La diverse. Am luat legătura cu domnul primarul, în legătură cu drumul ăla acolo în mine. Trebuie făcut săptămâna care vine, dacă timpul e bun, trebuie intrat neapărat. Să solicită... Dacă săptămâna care vine, vă spun sigur, se poate intra. La cum e acum, deja e bine. Da. Așa, să avem în vedere și pe 14 mai sfințirea aia la biserică la Vale, să vedem cu ce putem ajuta. Păi da, de două ani, dar noi am zis că nu încercăm buget și... Să vedem ce-o fi nevoie. Cu oameni, cu la curățenie, mă refer la altul, nu la bani. Să nu sunt problema cu preotul de la Dragoi, fiecare cetățean care vrea să-și dorească pomii din fața proprietății, acolo unii nu e bine, unii este ca să locuiește, poți să intervine primăria, o deține. Deci pregătit un pic din timp ca să nu rămânem să avem surpriza în ultimul moment, că vin cine vine invitat și vă rămâneam bine. Dar nu am discuția asta, haideți să planificăm o zi cu cine vrea să vină și să chemăm și preoții, să vedem cum împărțim suma aia ca să ne grăbim da, un pic. Da, dați-mi voi ca să vedeți. Estimați colegi, cei care ne-au întâlnit anterior în dezbaterii bugetului, am discutat și se alocă suma de 1 miliard de lei se alocă pentru Caracol la Mănăstire și 800 de milioane, vorbesc în bani vechi, pentru celelalte parohii. Noi am stabilit să chemăm pe toți preoții parohii, să vin aici să ne întâlnim cu toții, să distribuim sumele în funcție de necesități, în funcție de parohii și așa mai departe. Deci cam asta ar fi situația. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să ne întâlnim toți, putem să ne întâlnim, dacă nu președinții de comisii, măcar să fim prezenți la o dată ulterioară, să... Nu, 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 nu. Deci, rămâne la aprecierea consiliului. Deci asta așa, vreți să facem o ședință extraordinară sau să rămână o întâlnire în cadrul consiliului? Că mai este, că s-a luat. Deci, acum puțin. Deci, vă rog, deci, cum doriți? Să fie cumva o ședință extraordinară sau să o întâlnire așa amicală? Cum asta nu se poate face decât după Paște, acum sunt activități multe, nu? Ce se întâmplă, părintele? Se părintele. Bine, dar ce se întâmplă? Acum mai e o treabă care n-am specificat-o. Când o să ne întâlnim cu preoții, o să fixăm și în funcție de necesitatea urgentă din cauza că banii sunt alocați pe toate patru semestre. Trimestre. Prioritatea are da, gura voie. O să fie gura voie cu prioritatea principală și în ceilalți o să vedem... Da, eu, da. Dar nu, deci eu zic în felul următor. Când preoții să sunt de acord să ne întâlnim cu toți aici, atunci telefonul... Da, bine, și la preoții! Când suntem noi, deci au rămas 800 de milioane. Care sunt ăia și cam în principiu putem discuta acum sumele. Aici rămâne ca să ne întâlnim toți. Sau de fapt cam 5 ore, dar să fim anunțați. Totuși, noi am putea avea o discuție cu un sfert de oră înainte de a veni preoții, mă refer la întâlnirea care o să o stabilim, să gândim noi înainte și după aia să le propunem lor și ei, dacă nu sunt de acord, atunci, dacă îi lăsăm pe ei... Eu propun altul, ca să nu iasă discuții nici între ei, nici între noi, că am alocat noi cât am vrut, cum am vrut,
ce am făcut cu ei, ce am făcut. Ei, până la o dată pe care să noi să ne întâlnim împreună, să depună la primărie un memoriu din partea fiecăruia. Doamne, eu aș vrea să fac lucrul ăsta, și aș avea nevoie de banii ăștia. Deci nu putem să excludem o parohie și să alții, nu putem să facem. Nu, eu nu asta vreau să fac. Păi cam așa este. Nu se poate excludem. Știți de ce m-am gândit la asta? M-am gândit pentru faptul că o să se înțeleagă între ei. Poate, de exemplu, băi, eu am cam făcut tot. Anul ăsta, eu și eu, o să-mi trebuiască și mie. Dar asta îl ții 10% mai mult. Da, asta rămâne la trecerea dumnealor. De asta vrem să iau urma urmei, trebuie să se facă. Dar nu e asta problema, nu asta, 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 nu Deci rugămintea e să spați cu animale din comune, inclusiv de la Brătej, de la Caraclou, dacă vin oi acolo e problem. Deci nu se aducă din alte căucăuri, aduce de la Berlut, aduce de la Livez, de la Poiana, fel de fel. Contractul e rezidiat, deci da. Așa. Noi am început să ne-am aptat de cadastrare pentru izlați, că nu ne putem da concesiunea acum dacă nu am în caietul de sarcini spune clar că pe izlazul pe comunul nostru nu vor veni decât animale din satele din comun. Este clar. Deci, atâta timp cât contractul este reziliat, nu știu, să vedem, poate găsim un administrator ca să... Iar administrarea se face că de consiliul local. Deci nu putem permite să vină animale din altă. Asta e teorie, dar practic sunt... Dar așa nu plac. Practic, punem în aplicare. Nu merge altfel. Punem în aplicare. E ca și sănătate. N-are cine, n-are cine. Da, mai aveți... Domnul... Așa cum am vorbit în legătură cu școala, deci am vorbit cu doamna învățătoare care este acolo, am înțeles s-au luat toate calculatoarele care erau în dotarea școlii. Nu știu dacă este corect sau nu este corect, erau alocate pentru școala respectivă. În cel mai rău caz, dacă erau luate, erau duse exact unde s-au dus și copiii din școala respectivă. Nu știu unde s-au ajuns, deci aș vrea să vorbim cu doamna directoare. Nu știu dacă s-a montat internetul.
Da, internet nu știu dacă s-a montat, iarăși știu că au rămas puțin copii, dar haide, totuși să nu e vorbim de tot de realitate și de asta. Am luat legătura cu doamna directoare, bine, motivat de faptul că bugetul n-a pasat. Ea a zis că... Abonament, este internet tras până la grupul sanitar, la cabinetul medical, cât ar mai fi să se tragă de acolo. E bine, dar crezi că partea de abonamentul, să trebuie să facă un contract, nu am un buget, nu poate să încheie contractul, nu poate să încheie contract fără să ai bani, o să rezolvi, că eu zic, o să rezolvi. Așa. Aș vrea ca să continuăm, dacă tot s-a învelit, să o șești de zugrăb în școala respectivă, să vedem cum alătăm niște fonduri, ca să terminăm cu pacadia. Deci am acoperit-o, am acoperit asta. Zugrăvit și reparați. Reparați și zugrăvit. Și dacă tot am văzut că se fac investiții și pentru terenul de sport, un pic să mai modernizăm acolo pentru tinerii din Albele, pentru că... A, prima măsură pe care o să luăm acolo să fie să refacem gardul ăla. Refăcut un pic gardul cu plasă, cu aia și că, dacă poți 2-3 stâlpi de iluminat în cadrul școlii, cred că ar fi... Am văzut că și partea dinspre pădure le rupe întâlnit, le lasă legate de sârmă. Ca da, știu, să nu se chinuie atunci. Și după aia, când e liniște, pacul ia și pe aia. Da, mai cam atât. Vă mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Vărlan, aveți cuvântul pe punctul diverse. Am vorbit cu domnul primar, noi am vrut să vină, podul să se demaleze pe el. Da. Când vine și domnul Stan sau face. Le-am și pod. Da. Mulțumesc, domnul. Mulțumesc, domnul consilier. Hai, mai doriți să spuneți? Ne apucăm să facem leagănul pentru copii, domnul trebuie să facă. Da. Sprinsim că prin investiție. Vezi că... Am stat de vorbă și cu domnul primar, singurile ce o să le mai facem pe cheltuiala noastră, adică nu pe cheltuiala noastră, pe forța din munca noastră, o să fie căsute. Restul o să căutăm tot posibilul furnizor să ne vândă, să ne redea cu certitate, garantate, garanții, plus protecții pentru copii. Doamne ferește, suntem cu un accident, n-ai un accident, n-ai un accident. Să căutăm să cumpărăm și acolo ce a rămas, dacă putem să cumpărăm, să putem să ne... Da. Teremul, ce să spunem, nu? Da. Bine, mulțumesc, domnul consilier. Domnul viceprimar și tăi noastră consilier la Consiliu, vă rog, dacă aveți vreo opinie din punctul diverse... Da, opinia mea este că ne chinuim și încercăm să facem tot ce ne-am propus. E bine asta. Și așteptăm, da, eu sunt mai mult aici, permanent, sunt în primărie și merg și pe teren. Nu pot să știu chiar tot. Consilierii ar fi bine să-mi transmită chiar și cu lumina atunci la Brătește, s-a două săptămâni, n-am știut. Deci nu a venit nimeni să-mi spună, băi, vezi că lumina nu arde de două săptămâni. Da, o să am și eu și la punctul. Toate problemele, ar trebui să știu și eu. Aflu de la nu știu ce, la o săptămână, băi, știu ce s-a întâmplat în tare loc. Eu mai nu puterea, nu pot să, n-am putere să acopăr doar cu suprafața ca să văd tot. Da, am înțeles. Da. Mulțumesc. Am și eu un punct de vedere sau o opinie vis-a-vis de puncturi diverse. La noi, în zona unde stau eu acolo, în capătul ăla de sat, cetățenii din zonă au o problemă cu animalele când le dau la apă, la fântână aia care spunem noi, la punctul pe baltă. E foarte, în zona respectivă, e foarte moale terenul chiar în zona fântânii, că nu prea este șansă de scurgere. Cetățenii vă roagă, dacă vreți, domn primar, să aduceți niște bolovani sau știu eu ceva, să întăriți un pic în jurul fântânii. Da, unde e asta? Pe ulița aia. Pe ulița aia se construiesc casele. Da, la Pintilie. Da, pe ulița aia la Pintilie. A, ultima uliță. Nu, ultima. Pe ultima uliță pe steaga, cum ieși către târg. Da. Pe mulți casele, că nu sunt case, așa. Și acolo este o fântână. Și oamenii când dau animal la apă, mă răz când e ploaie sau când nu e acum, după tăpirea zăpiților, e moale tare în rând. Și dacă vreți să aduceți, să știu eu, și chiar și resturi care vă rămân de la drum, dacă știu eu, de decopertare, de asfalt, așa mai departe, da. Sau ce să puneți acolo niște reboși de piatră sau orice materiale de astea mai dure puțin ca să spună la aproape. Le complice noi jurul fântânii. Da, le complice noi. Da, asta ar fi pune niște balast mai mare. Da, deci cam asta aș am avut de spus. Acum să mă fac fond de dacă da, vă rog, poftiți. În legătură cu oamenii ăștia cu care se înscriși la ajutor social, trebuie găsit o modalitate ca să poată fi urmărit și să ne folosim un pic de ei pentru curățerea în sat, pentru fine vara, primăvara, nu știu ce modalitate ar putea găsi ca să fie un pic supravegheat, să-și facă zilele astea. Astăzi, domnul Pascu din Albele, chiar e de servicii și a rămas cu ei. A rămas cu ei, pe la asta, pe noni, pe...
mai implic și eu, dar nu pot implic. Am vrut ca să fac, că dacă nu știu bine, o să stea domnul Pasu de acum, că așa, iese în servici. Trebuie achiziționat un pic, mă, wow, câteva lopeți, că motivează că n-am făcut lucrarea. Și am dreptate, știi? Da, că n-au dat de inventar, ceva, mare. Cumva, ca să putem să... E păcat, că avem măsaj și nu ne folosim din ei, știi? Să mai duc și prin Crăjne și oricum, oricum, mulți oameni din Bârsănești, din comuna Bârsănești, așteaptă să le facă ăștia de la Jucăană. Să-i speră, să-i aranjează. Nu ar mișca de ei. Lasă-o bine, că vine ăștia de la Jucăană. La Bârsănești, cu ăștia de la Jucăană. Ce am s-o făcut treaba. O făcut treaba. Sunt mulți, de ce sunt mulți. Sunt mulți care... Da. Problema e că... Să-l trun, să-l vegherești, să-l pui la punct. Problema este că s-au învățat ăștia care locuiesc în sat, vrea să-i facă ajutorul social cu curățenii la poartă. Aia e cea mai mare problemă. Să nu... Să nu... Am avis eu acum, de la Mărbidibor, să nu încep să vorbesc. Dar nu am premis acum. Să vedeți și cum vreți să facem ceva cu incendiul ăsta cu vasele astea, care tot am zis voi să facem un gaun din colul. Doamne ferește, de ceva. A trebuit eu... De la șușmeile astea care curge... Și de vasele la Cișița, acolo spune de acum. Da, mulți de idei. De dar nu știu ce este în profesor. Să-i care e și să curățăm șanțul. Da, sunt mulți măcieri, pământul exact la margine și acum e plin, nu se mai scurge. Trecut la seara. Și când a fost ploaia mare, au venit acolo la curs, deja e jumate. Am rugat oameni la curs social acolo. Pe care s-a folosit. Mâine, mâine. Pot să-mi spun și săptămâna care vine nu o să fie. Da. Dacă mai cineva din Păzuriu mai dorește să spună că înainte de a da cuvântul domnului primar, că dacă se încheie diversii, dacă mai este cineva să mai vreo propunere sau vreo opinie. Dacă mai este cineva, dacă mai dăm cuvântul domnului primar, dacă dorește și dumnealui să ne mai expună ceva pe final. Acum, dacă dumneavoastră sunteți mulțumiți de activitatea care prestăm noi prin comun, pe aici, cu toate activitățile pe care le mai facem. Ați văzut că ne ocupăm și cu copiii ăștia de la școală, cântările, cu pregătirea de festivități, de Paști, de Florii, de... Da. Să participăm și la diferite concursuri din țară. Să mai scoatem de la putea... Da, da, și este... Da, e foarte multate ce o costă broia. Da. Da. Dar copiii astea sunt o parte care reprezintă comuna, nu am mai vorbit așa, reprezintă comuna Bârsănești, sunt puțin care reprezintă și nu. De exemplu, fost de la Cașin, i-au plătit și bonus, i-au dat bonus și sunt singuri. Un elev. Da, care, olimpiar. Deci domnul Miron știe, a fost la Orii. Sunt spate de atât de cum putem să avem spovedit foarte bun și la lucru, și la plătit. De exemplu, la Cașin, vă pot da un singur, un singur exemplu. Este domnul Cimpoia, care îl știe, de domnul Cimpoia, ăla sponsorizează cu 10-15% din toate astea. Și la urs, și la capră, și la omul are afaceri, sponsorizează și are 200 de lei. Plus, restul care mai sunt. Eu am dat un exemplu, dar sunt multe localități care e. Deci, din Doamne, când aveți copii din ăsta... Da, i-am spus. Când a fost treaba, când a sunat preotul Bârgăoan, s-a făcut o manifestare la Bacău. Am trimis microbuzul la Bacău.
cu copii, am plătit eu robineta ca să fie în regulă, să nu plătească amendă. Da, da. Deci, da, deci din punctul meu de vedere avem până la urmă și o sărbătoare a copiilor, na, trebuie și acolo, na. De câte știu, da. Există o tradiție să faci niște competiții din astea sportive, fotbal, nu știu să mai face la pentru iunie. Ar fi bine promovată și chestia asta, că na, este benefică pentru copii și pentru comun în general. Da, avem câțiva copii buni, avem câțiva mai mari. Problema trebuie să nu stimula cu banul ăsta public, știți? Da, da. Da, acum în ce privește, eu am mai propus în ce privește partea cu sponsorizarea. Am putea la Comisia Sport, Educație și mai departe, ar putea promova un proiect care să roage pe cei din nu obligator, să-i roage pe mari, nu numai mari, ci la agenții economici din comună, sponsorizezi. Găsesc unul, doi. Unul, doi. E bun orice, e bun orice sunt, orice este acolo. Și dacă s-ar promova, zic că atunci să vezi facem concursul de pregătit de ziua copilului, să școli pe nivel de clase. Da, dar poate mai sunt și alte sporturi, nu numai la început am întrebat cu atletismul și ar fi bine să continuăm. Da, e bine. De exemplu, joacă cu fotbal în fiecare an din 3 mai s-au jucat la Brătești. Vă vine cu școala de la Albi, de Părsăniști. În 1 iunie, totuși, joacă cu bune. În 1 iunie, în alte competiții, așa zic, dacă e să câștigi un copil într-un anul, nu da, competiția să fie locală. Să fie locală, nu să fie locală. Nu vreau să mai vin la locală. Bineînțeles, e un pregătit care face... Nu, local. Nu, ne referim la local, da. Nu. Susie. Păi și-o câștiga bicicleta, știi? Și ce folos e? El era sportiv de formanță. Păi corect. Păi nu trebuia cineva din comun aici să fie... Păi nu, facem regulamentul și nu permite. Pe bază de și putem menționa acolo și amator. Dacă tot vorbim de alocare sume pentru sport, pentru toate, eu propun altceva. Vedem la televizor tot timpul că diversi primari alocă o anumită sumă sau dă o carte, dă ceva simbolic la copiii ăștia că cu rezultate bune la învățătură. Eu propun ca la sfârșitul anului școlar, nu trebuie mult, dar ceva, să audă copilul că, bă, când termin școala, dacă eu premiu întâi, îmi dă primarul ceva. O carte, o pereche de culori, o ceva. Și vă spun eu că s-ar face, iar atrage pe copii să aibă rezultate bune, pentru că și așa, are măcar meritul ăla că a primit, a fost premiat, nu? Un pic și cocare. Vor fi succese. Da. Și o să vedeți că va fi. Deci noi în bugetul local pe anul 2017 avem o sumă, dar nu știu dacă putem împărți peste tot, și la sport, și la învățământ, 20.000 acum. Hai să vedem sincer, ce copii pune avem în bugetul? Să fim 2-3 la Măsănești, 3 la Caragiu, ce copii pune avem? Îi dai eu... Măcar o mare sunt premiații, premii 1, 2 și 3. Doar o dată să duc la Olimpiade, ies din nivelul comun, să duc la... Ăla e mai special. Prin județa nu știu ce, după aia... Da. Deci care participă la Olimpiade, stimulați. Da, vă mulțumesc, domnilor consilieri. Nu s-a terminat. Vedeți că este a treia ședință lipsă pe Lin Cristina. Faceți propunere pentru... Nu bine, face propunere acum la ședința următoare. Și propunere o face domnul primar. Păi, deja la trei ședințe se poate să vacanteze postul de consilier. Măcar asta se poate face. S-a epuizat această ședință, la următoarea ședință, primarul vine cu propunere să declare vacant mandatul de consilier, adică numai unul deocamdată. Da. În cazul în care vine cu demisie scrisă, atunci facem altfel. Deci la fel, indiferent de timp, când vine cu demisie scrisă, atunci la prima ședință ordinară,
să ia act de acest lucru. Da, nu trimite. Deci nu, acum trebuie să așteptăm până la următoarea ședință. Primarul va face propunerea pentru vacantarea postului, mandatului de consilier. Noi, Consiliul Local, vom vota în consecință la următoarea ședință. Oricum, dar trebuie precizat și procesul ăsta verbal. Păi, oricum, el rămâne ăla cum nu putem pune în discuții chestia asta, cum s-a epuizat ședința. Asta e ședința urmă, nu s-a epuizat. S-a epuizat ședința. Păi nu s-a epuizat ședința. După ședință, a treia ședință, putem pune în discuție vacantarea. Dar tu confirmă, domnul Gabriel Riții, Vlad, da. Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, declar dezbaterile închise și ședința de astăzi o declară închisă. Domnul consilier, sunteți.